Ah, fraților, era să uit. Știți că Alde, Borcea și frații Becali au mai pus-o de un dosar penal și urmează un nou proces? Fiind acuzați că au mituit-o pe judecătoarea care le-a dat achitare prin 2012, care judecătoare de altfel este și ea acuzată alături de ei: ei pentru dare de mită, ea pentru luare, da, că e ca la fotbal. Goluri marcate, goluri primite, păi nu. Altfel spus, e nasoală, adică în loc să scape băieții condiționat cum era vorba, mai mult ca sigur o să-și facă rost de încă o condamnare. Parcă îl și vedeam pe Borcea lucrând la aparatul lui de fitness din celulă. Lăsați-mă să mă pregătesc pentru liberarea condiționată, da? Deci, acum, gata! Adio liberare Nici măcar domnul Dumnezeu autostivuitorul nu-i mai poate ajuta pe Singura lor șansă, unica lor șansă Ar fi să nimerească peste vreo doamnă magistrat Care se îndrăgostește de Borcea nu, 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 stați că nu glumesc Se mai întâmplă și de astea Uite, caz concret Judecătoarea asta acuzată că a luat mită ca să-i achite pe grei din dosarul transferurilor A declarat în fața procurorilor că banii de la Borcea nu erau mită, domne. Erau așa, un cadou făcut din dragoste Mircea Radu, bre, fii atent aici poveste nenică Gianina Terceanu a povestit cu nonșalanță cum a acceptat zeci de mii de euro șpagă pentru a trânti dosarul transferurilor din fotbal. După ce am ajuns acasă, am văzut că în geantă borce am lăsat o sumă de bani, din câte mi-amintesc, 10.000 de euro în euro. Nu am purtat vreo discuție ulterioară despre această sumă de bani nici cu George Orgovan, nici cu Cristian Borcea. Percepția mea a fost însă că această sumă de bani nu -mi fusese dată în legătură cu dosarul pe care îl judecam, ci ca urmarea a faptului că eu și domnul Borcea ne plăcuserăm reciproc, el dorind să ne mai vedem și ulterior. Context în care eu am apreciat că el a intenționat să-mi facă un cadou. Perfect! Practic, cu această mărturie și cu un avocat bun, toamna judecători este ca și achitată. Iar cel mai bun avocat în cazul de față ar fi, se înțelege, Neagigi Becali. parcă îl văd la proces, cum vine el și bagă o pledoarie de-aia, că el a fost și student la drept, adică nu... Deci, dacă dragostea e oarbă și justiția e oarbă, atunci rezultă de aici clar că justiția e dragoste. Iar dacă justiția e dragoste, înseamnă că decizia este una singură onorată instanță. Clienții mei trebuie achitați. Iar după ce e achitați, mă ofer să fiu naș de cununie la nunta lui Borcea cu judecătoarea. Să știe. Și gata, domne, scapă. De fier să fii ca judecător. Haideți, trebuie să recunoaștem. Tot te emoționează. Ce mai plâng și cătușele din sală când vorbește avocatul Becali. Fri Borcea! Cristi! Dacă citește din distresa cărțile mele, plânge ea.